Suntem în momentul în care s-a făcut inventarierea maselor noastre de pe culoarul trasat de către proiectant. Urmează procedura de licitare a acestei masele noastre și eu sper să se ajudece astfel încât să putem pune la dispoziție constructorului anul viitor acest teren. Cât lemn se taie și se scoate pentru că acest drum să existe? Sunt 7500 de metri cubi. Parte din suprafață va fi reîmpădurită în momentul în care va fi gata drumul. Pe partea de taluze vor fi plantate din nou. Ce înseamnă, dacă ne referim la suprafața totală, ce se va replanta? Din 14 hectare, probabil vreo 5. De ce e nevoie de acest drum? Pentru a putea interveni în orice moment. Accesibilizarea fondului forestier constituie o condiție de bază a dezvoltării durabile. Nu poți să-ți faci treaba dacă nu poți să ajungi într-un anumit punct. Atât din punct de vedere tehnic, cât și, știu, Doamne ferește, în caz de o calamitate. Bun, deci e vorba de accesibilizare. Există și alte scopuri? Este vorba de accesibilizarea fondului forestier. Pentru acest scop s-a obținut finanțarea. Vă garantez că... Explicați-mi de ce înseamnă accesibilizare. Ați vorbit și de posibilități recreative. Da. E o suprafață foarte mare de pădure în care nu poți ajunge decât cu utilaje și în care nu poți desfășura altfel de activități. Ai un incendiu, nu poți interveni. Automat trebuie să ai o anumită distanță pe care să poți interveni foarte rapid. Atât ca exploatare, în momentul în care nu ai un drum forestier, se va prejudicia mult mai mult pădurea prin exploatare decât prin acel drum forestier.